Bună tuturor, eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Dragilor, astăzi voi face ijlere cu nucă și ciocolată, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Pentru aluat am nevoie de 200 de grame de făină albă, 150 de grame de zahăr pudră, 160 de grame de nucă măcinată, 200 de grame de unt cu 85% grăsime la temperatura camerei, un gălbenuș de ou, puțină sare, o linguriță de esență de vanilie și o linguriță de esență de migdale. Iar pentru ganajul de ciocolată avem nevoie de 150 de grame de ciocolată. Eu am aici 100 de grame de ciocolată cu lapte și 50 de grame de ciocolată cu 85% cacao, 150 de ml de smântână lichidă și o linguriță două de esență de rom. Iar pentru glazura de ciocolată avem nevoie la fel de 150 de grame de ciocolată. Eu am 100 de grame de ciocolată cu lapte și 50 de grame de ciocolată neagră cu 85% cacao și 2 linguri de ulei. Iar pentru decor voi avea nevoie de 50 de grame de ciocolată albă. Bun, dragilor, voi începe mai întâi prin a face ganajul de ciocolată, deoarece are nevoie să stea la frigider pentru cel puțin o oră și voi da frișca lichidă la cuptorul cu microunde până se înfierbântă, cam un minut, un minut și jumătate. Adaug ciocolata într-un bol mai mare, iar peste ciocolată voi adăuga smântâna pe care tocmai am înfierbântat-o foarte bine la cuptorul cu microunde. Adaug și o linguriță de esență de rom. Și voi lăsa ciocolata să se topească pentru 5 minute, după care voi amesteca în ea. Voi da ganajul de ciocolată la frigider pentru o oră, iar între timp mă voi ocupa de ijlere. Facem aluatul pentru ijlere și voi pune într-un bol mai mare untul. Voi mixa puțin untul, după care voi adăuga zahărul. Adaug peste oul, gălbenușul de ou. Adaug și un praf de sare. O linguriță de esență de migdale. Și o linguriță de esență de vanilie. Și mixez în continuare. Adaug peste și nucile măcinate. Și adaug și făină. Bun, aluatul a devenit gros, iar în momentul ăsta voi renunța la mixer. Și voi amesteca totul cu mâna. Nu voi presa puțină făină pe masa de lucru. Voi scoate aluatul pe masa de lucru. Și mai frământ puțin aluatul pe masa de lucru. Voi înfășura aluatul într-o folie de plastic. Bun, dragilor, voi da aluatul la frigider să stea la rece pentru 30 de minute sau dacă vă grăbiți, îl puteți da la congelator pentru 15-20 de minute. Bun, dragilor, am scos aluatul de la frigider, așa arată. Îl voi scoate acum din folie. Voi împărți aluatul pe din două. Voi
voi opri o bucată și cealaltă bucată o voi da din nou la frigider. Presar pe masa de lucru puțină făină și peste aluat. Și voi întinde cu ajutorul unui sucitor aluatul. Dragilor, am întins foaia. Foaia nu trebuie să aibă mai mult de 3-4 mm grosime și voi decupa formele pentru ijler cu o formă rotundă pentru fursecul. Dacă nu aveți o formă dintre aceasta, puteți foarte bine să decupați aluatul cu un pahar. Am aici o tabă de aragaz pe care am uns-o cu ulei și am tapetat-o cu hârtie de cort și în care voi așeza ijlerele. Și mă voi folosi de un cuțit. Am terminat de aranjat în tavă ijlerele. Le voi da acum la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute. Iar între timp voi face și restul de aluat rămas. Din aluatul rămas nu-l aruncați, dragilor. Ce rămâne de pe margini îl remodelați din nou și îl decupați și faceți din nou ijlere. Da, dragilor, am scos ijlerele de la cuptor, așa arată. Înainte de a le lua din tavă, le voi lăsa să se răcească foarte, foarte bine. După care le voi umple cu cremă de ciocolată. Am scos ciocolata de la frigider, iar acum o voi mixa puțin. Nu o voi mixa foarte tare, că altfel se va întări. O voi mixa puțin, veți vedea imediat cât. Crema într-un coș și voi începe să umplu ijlerele. Dacă nu aveți o diuză dintre aceasta, puteți foarte bine să tăiați doar punga sau cu o diuză rotundă perfect, nu contează. Și voi umple ijlerele. Voi pune peste căpăcel, apăsat ușor. Și continuăm așa cu fiecare ijler în parte. Bun, dragilor, am umplut toate ijlerele cu cremă, iar acum voi tăia ijlerele la frigider pentru o jumătate de oră, cât să se întărească crema în ele.
După care le voi scoate și le voi face glazura de ciocolată. Facem glazura de ciocolată și voi pune într-un bol mai mare ciocolată și o voi pune să se topească la cuptorul cu microunde pentru 60 de secunde cu verificare la 30 de secunde. După 30 de secunde scoateți ciocolata, amestecați puțin în ea cu o lingură, după care o băgați înapoi și o mai lăsați încă 30 de secunde până se va topi complet. Ciocolata s-a topit. Adaug peste ciocolată și cele două linguri de ulei. Am scos ijlerele de la frigider, iar acum voi pune glazură de ciocolată pe fiecare ijler în parte. Voi decora ijlerele cu ciocolată albă și voi pune ciocolată albă într-un bol mai adânc. Și voi da bolul la cuptorul cu microunde, tot pentru 60 de secunde, cu verificare la 30 de secunde. Bun, am topit și ciocolată albă, iar acum o voi pune într-un coș. Dragilor, voi da ijlerele la frigider, eu le voi lăsa peste noapte, după care le putem servi. No, dragilor, așa arată ijlerele cu nucă și cremă de ciocolată. Sunt niște ijlere absolut delicioase, sunt perfecte pentru masa de sărbători. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă, iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, vă pupăcesc extrem, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!